Acest clip nu este sponsorizat de Lidl, doar îmi place Lidl. Asta este, îmi place Lidl. Bună ziua! Bine ați venit la prima ediție de Lidl vs. The World. Ce este Lidl vs. The World, mă întrebați? Lidl vs. The World este comparația dintre produsele fake de la Lidl și produsele autentice pe care încearcă să le copieze. Produs de la Lidl pe care nu o să-l compar, în general produse foarte broad, cum ar fi mazăre. N-am să compar mazărea de la Lidl cu mazărea de la whatever brand. Astăzi, în prima ediție, vom compara batoane. Avem câteva batoane de cereale, avem câteva batoane de ciocolată, vom vedea care sunt diferențele. Niște produse pe care nu le-am desfăcut mai devreme și am greșit înregistrarea, Nesquik și Coco Roco. Toată lumea știe că Lidl a încercat să copieze cu acest produs Nesquik. Coco Roco este un baton de cereale, de biluțe cu o bază de lapte și oarece este Nesquik? Un baton de cereale cu biluțe cu bază de lapte. Ambalaje similare. Acestea sunt prețurile de la produsele comparate. Coco Roco este doar 79 de bani. Nesquik, în schimb, nu se vede de chat foarte bine, dar este 1,40 lei. Aproape dublu prețul unui Nesquik față de un Coco Roco. Dar este oare Coco Roco de două ori mai prost? Sau este oare Nesquik de două ori mai bun? Haideți să aflăm. Ca ambalaj similare, amândouă galbene, amândouă arată produsul cu biluțe. Nesquik are această mascotă iepure, pe care o știe toată lumea. Dar Coco Roco a zis nu. Noi o să avem un șoricel care joacă basket. Pentru că ce este reprezentativ pentru batoanele de cereale cu biluțe? Basketul. Haideți să le vedem și în interior. În interior, Nesquik arată cam așa. Niște biluțe mici, o bază de lapte foarte dreaptă. Coco Roco arată cam așa. Niște biluțe mai mari, o bază de lapte nu la fel de bună. Side by side, cam așa arată. Vedeți, biluțele sunt un pic mai mari la Coco Roco și un pic mai ciocolatie, aș zice. Și aici este spatele. Hai să vedem și gustul. Nesquik original. Un baton de cereale foarte uscat, dar bun, merge. Se mănâncă, alunec, cum ar spune un alt YouTuber pasionat de mâncare. Nu e nici rău, e un baton de 1,40 lei. Coco Roco, în schimb. Haideți să vedem. Are mult mai multă glazură și e mult mai puțin uscat decât Nesquik. Dar ca gust, Nesquik e mult mai bun. Și ca crema asta de lapte, e destul de similară la amândouă. Merită, în opinia mea, Nesquik de două ori mai mult? I wouldn't say so. E gustul clar. Este mult mai bun aici. Chiar dacă are mai puțină glazură, pentru că e mult mai compact ca cereale și nu a intrat la fel de multă glazură, e mult mai bun Nesquik-ul. Nesquik ar câștiga ca gust. Pentru diferența de preț, is it worth it? I wouldn't say so. Poți la fel de bine să mănânci și un Coco Roco. 75 de bani, Coco Roco. I'm sorry, Coco Roco wins. By the way, acest clip nu este sponsorizat de Lidl, doar îmi place Lidl. Asta este, îmi place Lidl. Și poate dacă ar fi fost sponsorizat de Lidl, aș fi fost biased să aleg produsele de la Lidl. Nu e foarte bine de spus după ce am ales un produs de la Lidl, dar na. Următorul produs este chiar un alt baton de cereale. Foarte cunoscut. Și baton de cereale vă întrebați, oare este batonul Chocapic sau oare este batonul Choco Chico? Nu știu ce să zic. Acestea sunt cele două produse, Chocapic produsul arhicunoscut, Choco Chico varianta Lidl de la Chocapic. Haideți să ne uităm la prețuri, haideți să aflăm cât costă Chocapicul. Este 1,40 lei, asemeni vărului Nesquik. Baton musli cu scoici ciocolată Choco Chico este 0,79. Asemeni vărului baton musli cu biluțe ciocolată. Ador etichetele. Ambalajele. Chocapic. Frumos arată produsul aici, la fel ca la Nesquik. Un ambalaj maro și o mascotă câine. Choco Chico, vă întrebați. Cum arată? Păi, alo? Putem vedea aici produsul și putem vedea mascota, care în general la Choco Chico este o girafă care linge batonul. Este oare orice baton baton Choco Chico lins de o girafă? I don't know. That's what it seems like. În interior avem batonul Chocapic. Niște cereale din nou foarte mici. Comparativ cu cerealele Chocapic sunt mult mai mici și alea Nesquik la fel. Putem vedea aici. Arată foarte bine, foarte decent. La fel un lapte, o cremă de lapte, glazură de lapte pe spate. Hai să scriem și Choco Chico. Love the name, by the way. Aici avem batonul Choco Chico. Adevărul e că nu arată la fel de bine. E un pic mai strivit ca cereale. Dar cereale sunt de aceeași mărime. Adică sunt o mărime mică de cereale. Spatele este tot așa destul de neregulat ca la Choco Roco. Și cam așa arată side by side. Putem vedea că tot este mai ciocolatiu, mai maro, mai închis batonul de la Lidl. Și un maro mai deschis batonul Nesquik. Nestle, actually. Și pe spate amândouă sunt destul de neregulate. Dar Chocapic este mult mai bine făcut. Choco Chico deja s-a rupt în mâna mea. Hai să le și gustăm. Începem cu Chocapic.
Mult mai bun. Mult mai bun decât Nesquik. Absolut. Din cauza formei, intră mai multă glazură printre cereale. E și un gust mai bun la cereală. Chocapic, mult mai bun decât Nesquik. Dar nu asta este comparația. Comparația este Chocapic Choco Chico. Mereu uit numele. Haideți să vedem Choco Chico. Este bun, dar e un pic prea dulce. Cumva a intrat și mai multă glazură decât la Chocoroco. Și e foarte dulce glazura. E foarte dulce și crema aia de lapte, glazura de lapte. Și acolo îmi place mai mult Nesquik-ul, dar aici îmi place comparativ mult mai mult Chocapic-ul. Cred că aici, chiar dacă e prețul dublu, aș merge pe Chocapic. Nu știu dacă facem un ranking care e mai bun, dar aș merge pe Chocapic. Aș merge pe Chocapic absolut. Da, este de două ori mai scump, dar cred că este de două ori mai bun. Cred sincer că e de două ori mai bun. That's just my opinion. Ok, trecem la următorul baton. Următorul baton este dintr-o serie de batoane de la Lidl, de la care nu s-au chinuit prea mult. Poate știți despre ce baton vorbim. Este poate și aceeași culoare, aproximativ nu prea. Avem Twix și varianta Lidl caramele în biscuit de la Mr. Choc. Aici nu există o mascotă ca la alea de cereale. Avem frumos un ambalaj auriu, scris Twix mare, aici avem un ambalaj galben, caramele în biscuit. Nu avem prea multe de discutat de ambalaj. La Twix avem 50 de grame, la caramele în biscuit avem 58 de grame. Deci sunt mult mai grele. Haideți să vedem și prețurile. 2,05 lei pentru un Twix și 1,19 lei pentru un baton caramele în biscuit. Ca prețuri, am uitat să menționez, sunt luate din Lidl, evident, și am încercat să mă duc la un centru de cumpărături mai mare ca să pot să iau cele mai mici prețuri, să pot să fac o comparație corect, pentru că și așa Lidl are prețuri mici, indiferent de locație. Nu e ca la alte magazine, unde diferă Mega Image dacă e Stop and Go sau dacă e Mega Image obișnuit. Am încercat să găsesc cel mai fair preț pentru a putea compara corect. Deci, haideți să începem cu Twix. Arată cam așa, un baton de ciocolată lunguieț, două în ambalaj, un pic venos pe aici. Haideți să vedem caramel în biscuit. Foarte similar, nu-i așa? Oare încearcă să copieze produsul ăsta? Nu-mi dau seama. Tot așa, are un model un pic mai frumos, aș zice. E mai regulat așa. Cam așa arată comparativ. Acesta mai mare este caramel în biscuit de la Lidl, pentru că e un pic mai mare batonul. Și acesta este Twix. La atingere, am să vă zic că batonul caramel în biscuit mi s-a topit în mână deja și Twix-ul a rezistat mult mai bine. Deci, aș putea să dau niște puncte bonus pentru Twix, pentru că nu trebuie să mă duc să mă spăl pe mâini de la el. Ca culoare e similar, ăsta e un pic mai lucios, cred că de-aia nici nu mi se ia pe degete. Și ăsta este foarte mat și mi se ia deja pe degete. Haideți să gustăm Twix-ul. Este chiar un Twix. Un gust obișnuit de Twix, caramelul foarte dulce, biscuitul care mai ia un pic din dulceață, ciocolată. Cam asta e. Caramel în biscuit, două. Oare va fi diferit? Foarte diferit, foarte diferit. But in a good way. Caramelul e un pic mai puțin dulce, dar e mai tare. Și biscuitul e mult mai crunchy, which is very good. Da, să-mi curăț un pic papila. Din nou Twix. Ok, din nou caramel în biscuit. Net superior, I'm sorry. Net superior și pentru prețul de aproape două ori mai mic, net superior. Twix, îmi pare rău, do something about it. Nu merită să dai bani pe Twix când caramel în biscuit e atât de bun. Absolut nu merită. E și mai mare, și mai ieftin, și mai bun. Singurul aspect care îmi place la Twix e ciocolata. Aș zice că ciocolata e un pic mai bună, ciocolata e un pic mai calitativă la Twix și nu ți se topește în mână, which is a big plus dacă, nu știu, mănânci cu cineva un Twix, îl împărțiți, I don't know. Îți zice cineva, vreau o bucată din Twix-ul meu și rup cu mâna și după aceea trebuie să-ți linge de tine, dar deja ai pus mâna pe bara din autobuz și nu vrei să-ți linge de tine. De ce nu ți-ai spălat mâinile înainte să iei Twix-ul? You're sick. Ok, trecem la următorul produs. Puteți ghici care este următorul produs? Haideți, eu vă arăt produsul fake și voi îmi spuneți care este produsul adevărat. Acesta este produsul fake. Care este produsul adevărat? Îmi puteți spune? Puteți ghici care este produsul adevărat? Avem un Snickers, avem doi Snickers, avem patru Snickers. Este Mars în p***a mea. Choco and caramel. There's no peanuts. Choco and caramel versus Mars. They look nothing like each other. They didn't even try. Au zis, măi, nu-l mai copiez. Nici nu mai încerc să-l copiez. Punem ambalaj verde, se numește Choco Caramel. Asta este. Nothing alike. Nu putem să comparăm ambalajele. Putem să zicem că n-a încercat să copieze Mars. Haideți să le vedem și ca aspect interior. Avem un Mars. Cam așa arată. Cam așa. Are caramel și nougat în interior. Și Choco Caramel
el arată cam așa. N-arată la fel de bine, n-arată la fel de bine și îmi pare că e un pic mai mic, actually. Și este 45 de grame la cioco în caramel, 51 de grame la Mars. Ăsta este look-ul, pe spate așa și cam așa comparativ. Marsul mult mai bine arată. Let's be real. Cât costă prețul? Acestea sunt prețurile. Pentru Mars simplu am dat 2 lei și 12 bani la Mega. Dar e un preț corect, mi se pare un preț foarte corect pentru Mars simplu. Și batonul de caramel de la Lidl este 1,9. La fel ca și batonul Twix. Ok, acum că știm prețurile, haideți să vedem gustul. Începem cu Mars obișnuit. Îmi place Mars. O textură foarte moale, foarte dulce, but good, but good. Avem cioco în caramel. I mean, you're kinda eating a Mars, dar în același timp nu se compară cu originalul. Again, aș spune că Mars e de două ori mai bun. E foarte tare, foarte compact și Mars e mult mai moale. Nu știu, se topește așa în gură. Mars, much better. Și ca preț, aș zice că e de două ori mai bun. Marsul merită să dai de două ori mai mult decât pe un cioco în caramel. Absolut. Nu e atât de bun. Mi se pare mult mai dulce, but in a very bad way. Marsul e deja foarte dulce. Marsul e deja super dulce. Cioco în caramel e foarte dulce, dar e cumva amărui, ca și cum ar avea whatever is in Cola Zero. Aspartam? Ca și cum ar avea aspartam. E felul ăla de dulce, dubios. Dubios să-l simți în ciocolată. Mars este mai bun. Nu e adevărat. E adevărat. O să trecem la următorul produs. Care este următorul produs? Vă întrebați. Următorul produs este chiar Snickers. Pentru că nu ești tu când ți-e foame. Snickers arată cam așa. Produsul de la Lidl nu vine ambalat individual. Vine la ambalaj de 6. Dacă o să trebuiască să împărțim prețul la 6 când le cumpărăm. 50 de grame avem la batonul Lidl. Peanut and Choco. Toate zic exact ce este. Nu te interesează. Trebuie să aibă un nume produsul? Nu. Produsul este Peanut and Choco. Asta primești. Și acesta este Snickers. Comparativ, să zicem că la culoare seamănă cumva cum semănau și Twix-ul și caramel and biscuit. Ăsta e un maro mai închis, ăsta e un maro mai diaree și cam atâta. Hai să le vedem în interior. În interior. Îmi dă ciocolată pe jos. În interior. Acesta este Snickers-ul și avem și Peanut and Choco care arată cam așa. Destul de foarte similar, dacă mă întrebați pe mine. Snickers, Peanut and Choco. Cumva e mult mai mare Peanut and Choco și pare și mai înalt. Nu pot să-mi dau seama de diferența de câteva grame ținându-le în mână, dar pare mai mare ăsta. Pare că ar avea mai mult decât 50 de grame. Prețurile sunt următoare. Pentru 6 batoane arahide, 6,49 lei. Împărțim la 6, e un pic mai ieftin decât orice alt baton de la Lidl. Ar veni 1,07 aproximativ. Deci e mai ieftin decât celelalte batoane de la Lidl. Pentru că cumperi mai multe. Na. Merită diferența de preț să cumperi mai multe? Nu. Aveam vreo altă opțiune? Also nu. Haideți să gustăm Snickers-ul. Un Snickers corect, domne. Un Snickers bun cum trebuie. Net superior Snickers față de Mars. Îmi pare rău, net superior. E mai sărat, just works for it. Pot să mănânc 2 Snickers, nu pot să mănânc mai mult de Mars. Și avem Peanut and Choco. Baby, you tried. E dezamăgitor. Simți foarte mult gustul alunelor, dar într-un mod rău. Nu știu să explic exact. Simți ca și cum ai mâncat niște alune un pic stătute. Cam ăsta e gustul pe care îl simt eu acum. Pe când la Snickers, simt gustul de arahide, dar e mult mai mult de textură. E mult mai vorba de textură decât de gust. Și faptul că sunt un pic sărate, works for it. Din nou, am să merg pe name brand. Chiar dacă 2,05 un Snickers față de 1,07 un Choco, cum se numește? Peanut and Choco. Ar trebui să le dea nume, că I don't know. Aș zice că e de două ori mai bun și aș prefera decât să mănânc două din astea, because they're way too sweet, în primul rând. Aș prefera să mănânc un Snickers corect. Măi, mie când îmi place ceva, plătesc pentru plăcerea mea, da? Culmea. Nu. Snickers absolut câștigă în această competiție. Dar you tried. Efectiv, Lidl, you tried. Ingredientele sunt acolo, gustul nu e. Ok. Următorul produs vine tot din seria Lidl de denumire de ce e în produs și produsul este Cocos and Choco, care evident este încercarea lor de a face bounty. Ca culoare seamănă un pic, Bounty are niște albastru, Choco and Coco, Cocos and Choco. Cocos and Choco are și el niște albastru, merge. Cam astea ar fi. Ca gramaj, Bounty e mai mare, Bounty are 57 de grame și Cocos and Choco are 50 de grame. Haideți să vedem prețul. Cât costă prețul? Cum v-a obișnuit Lidl, prețul la un baton de ciocolată este 1,90. Prețul la Bounty, în Carrefour, este de 2,05. La fel ca la Snick. Haideți să vedem dacă este de aproape 2 ori mai bun Bounty-ul. Acesta este Bounty-ul. Un Bounty obișnuit, un Bounty corect. Ăsta este Cocos and Choco. Nu arată la fel de bine, marginile nu sunt rotunjite cum e la Bounty, dar na, e un baton corect, au încercat. Cocos în interior, ciocolată pe din afară. Comparativ, așa arată. Bounty arată mult mai bine. E un pic mai lucios din nou. Cred că e ceva despre cum fac ciocolata și iese lucioasă așa în loc să iasă mată și de aia nu se topește în mână. Și spatele, știți că la Bounty e spatele ăsta foarte frumos cu Bounty și palmierul, la Cocos and Choco nu este. Haideți să le și gustăm. Avem Bounty.
Un Bounty foarte bun. Cred că Bounty și Snickers sunt pe același loc pentru mine. Mă uitam un pic la batoane să văd, dar cred că Bounty și Snickers sunt pe același loc pentru mine. Apoi ar fi Mars, apoi Twix. Haideți să vedem și Coco San Choco. I'm sorry, that's pretty good. Am să mănânc Bounty-ul cum se mănâncă Bounty-ul. Ciocolata decentă, ciocolata de Bounty. Ciocolata de Bounty e mult mai bună. E un pic amăruie, which works very well, pentru că cocosul e foarte dulce. La ăsta de la Lidl e dulce ciocolata și e dulce și cocosul, dar nu e la fel de dulce ca la Bounty. Ok, cocosul de la Bounty, foarte dulce, foarte zemos. Cocosul de la Coco San Choco e foarte texturat. Simți foarte bine textura de cocos, dar aș zice not in a good way, pentru că, nu știu, îți rămâne cocos între dinți, efectiv. Ținând cont de aspectele astea, Bounty e clar superior. Dar este de două ori mai bun? Nu. Stai un pic. V-am zic da. Îmi pare rău. Nu se cumpără. It's good. E bun de 1,19 lei, dar dacă am opțiunea să-mi iau un Bounty la 2,05, o să-mi iau un Bounty. I'm sorry, it's just much better. Oricum, nu e ca și cum pot să mănânc mai multe. Nu e ca și cum pot să mănânc două Bounty-uri de la Lidl. Să zic, băi, stai că de 2 lei îmi cumpăr două. Nu pot să mănânc două. Oricum sunt prea dulci ca să mănânc două. Dar it's a really nice try. E una dintre cele mai bune încercări. Mars a fost destul de basic încercarea. La Snickers n-a fost foarte bună încercarea. La Twix, mult mai bun la Lidl. Mult mai bun la Lidl. Dar la Cocos e cea mai bună încercare de la Lidl de a face ceva branded. Următorul baton este chiar Candy and Choco, zis și Milky Way de Lidl. Acesta este prețul. Avem Mr. Choc, baton lapte, la 1,19 pentru, atenție, 40 de grame. Și avem Milky Way-ul la 21,5 grame, aproape de două ori mai puțin, la 1,05 lei. Haideți să vedem aspectul. Na, este foarte similar. E unul dintre cele mai similare de până acum, pentru că și Milky Way-ul nu are un design așa de complicat. Milky Way, obișnuit, arată cam așa. Ceva design altfel decât celelalte batoane. Și Milky Way de la Lidl arată cam așa. Ceva design diferit de celelalte batoane, pentru că toate sunt făcute în același loc. Hai să gustăm Milky Way-ul. Ok, e un Milky Way. Prefer mult mai mult rollurile alea de la Milky Way. Alea sunt foarte bune. Ăsta, it's ok. If I have it, I'll eat it. Dar nu o să mă duc special să caut un Milky Way. E bun. E foarte moale. Ciocolata e bună. Chestia aia din interior e ok. Hai să vedem varianta de la Lidl. Can they make me like Milky Way? Let's see. Vreau să zic că e mai bună, dar după a lăsat un aftertaste foarte de zahăr, but in a very bad way. Practic mă simt ca și cum am luat o lingură de zahăr și mi-am amestecat-o cu apă în gură. Și am înghițit și mi-a rămas un gust de zahăr în gură. Atât timp cât nu termin de mâncat niciodată, e foarte bun. Ca textură, mult mai mișto Milky Way-ul. Can I pick none? Pot să aleg niciunul? Care e mai bun dintre ele? I have no idea. Ideea e că nu-mi place Milky Way în general. I have no idea what to pick. Lidl mi se pare mult prea dulce. Milky Way e clar mai bun din punctul ăsta de vedere. Dar, gen, ciocolata e mai subțire. Textura e mult mai bună la chestia din interior. La Lidl e ciocolata foarte groasă și ciocolata e chestia foarte dulce care dă aftertaste-ul. Stați să încerc să gust spuma asta. Spuma zice că e bună la Lidl. Cred că doar din pricina prețului nu merită să dai aceiași bani pe o cantitate de două ori mai mică de Milky Way. Pentru că Milky Way nu e de două ori mai bun. Milky Way nu e de două ori mai bun. Doar, sincer, doar din pricina prețului e mai bun Milky Way. E de două ori mai bun? Nu. Din pricina prețului, clar mergem la Lidl. Clar mergem la Lidl. Da, it tastes like pure sugar. Sincer, it tastes like pure sugar. Ok. Hai să trecem la următorul baton. I love this. Sincer, nici măcar nu au încercat să facă vreo diferență. Următorul baton este chiar Knoppers. Knoppers ăsta cu multe straturi. Sincer să fiu, arată extraordinar de bine acest Knoppers. Arată superb. But the taste is very underwhelming. Very underwhelming. Adică nu are gust de cum arată. Și acesta este varianta de la Lidl. Din nou vine doar în pack-uri de 5. Deci o să trebuiască să împărțim țin prețul și arată cam așa. Adică nu prea s-au chinuit să ascundă faptul că au furat Knoppers Nut Bar. Se numește și Nut Bar. E același design efectiv pe ambalaj. E același produs. E același produs. Hai să deschidem ăsta. Cam așa arată. Adică side by side. Au schimbat cei, l-au pus în partea cealaltă să nu se prindă. Bă, dă și mie tema la franceză. Bine, dar să nu scrie exact la fel. Lidl. Pentru prețul de 9 lei îți cumperi 5 batoane de Nut Bar. Pentru prețul de 9,69 lei îți cumperi 3 batoane de Knoppers Nut Bar. Deci asta ar veni un preț de 3,20 la un Knoppers legit și la un Nut Bar de la Lidl ar veni 9 lei împărțit la 5, matematică, 10, 40 împărțit la 5, 8, 1,80 lei. Deci 1,80 lei? Wow, that's very cheap. E aproape de două ori mai ieftin din nou varianta de la Lidl. Haideți să le vedem și în interior. Acesta este un Knoppers obișnuit, un design foarte nice, frumos, nice to look at. Nut Bar-ul de la Lidl arată așa. I see no difference at all. O să uit care-i. Din nou, actually not. Actually, Lidl e mai lucios de data asta. Le-am încurcat oare? Cred că le-am încurcat. Ăsta încape în ambalajul de Knoppers. Dar ăsta încape în ambalajul de Knoppers. Fantastic. Nu știu care-i care. Shit.
Trebuie să mai deschid unul. Ok, au un design diferit pe spate. Nadbarul are niște pătrățele. Deci am descoperit intrusul. Ca dimensiune cam exact la fel. Nopples-ul. O napolitană, niște caramel, niște bucăți de alune în caramel și încă niște crunchy stuff. E o cremă neagră. Maro. Ok, nadbarul de la Lidl. First of all, very different. Nopples-ul e foarte moale, foarte easy to eat, foarte bun. Nutbar-ul de la Lidl, foarte greu de mușcat. Are ceva în interior, stratul ăsta, maro de aici, este foarte tare la Lidl. E foarte gumat, zici că mănânc, nici nu știu cu ce să-l compar. Zici că mănânc o caramea, foarte, foarte uscată. I don't know who to pick. Din nou v-am zis, nu-mi place foarte mult batonul în general, mi se pare foarte underwhelming. No, it's not enjoyable to eat the Lidl one, pentru că nu poți să muști așa din bine din el. Nu e caramelul, e... chestia aia maro, e foarte tare. Nu cred că e caramel. I don't know. E caramelul? Da, e caramelul. E caramelul foarte tare. Ok, de-aia are gust de caramea. I have to go for the obvious here. Doar din pricina faptului că e mai bun, it's better to eat. Dar din nou, nu cred că e de două ori mai bun. Again, Nopples nu-și merită banii. Pentru mine, să dai 3 lei pe un Nopples când ai putea să-ți iei un sneaker jumate. No, no, baby, no. Dacă ai da un leu 80... să compar cu un sneakers atunci, ăsta de la Lidl, să compar cu un sneakers, tot mai un sneakers. O să merg pe Nopples, dar câștigă cu foarte puțin. Din nou, pentru că nu-și merită bani în general Nopples, în opinia mea. Absolut deloc. Următorul produs e un pic dubios, pentru că avem Kinder Bueno pe care toți îl știm și îl iubim. Este un baton? Da. De-aia îl facem azi. Dar la Lidl avem două versiuni. Avem versiunea Beniso, care seamănă un pic, if you look at it, seamănă un pic, design similar, nume începe cu B, something, something. Dar apoi mai avem și Bellona, care vine doar în pachete de 5, dar care pare că ar vrea să facă tot Bueno. Now that I look at it, adică clar asta e încercarea de Bueno. Dar ce e asta atunci? Asta e același ambalaj, ai două bucăți înăuntru. Dar ce e asta? Reinterpretare, da. Și în interior arată cam așa. Adică batoane individuale. Nu sunt cum e la Bueno două batoane. O să gustăm și un din ăsta, evident. Dar pare că asta ar fi altceva. Poate n-ar fi corect să facem comparație neapărat cu Bueno. Dar vedem prețurile. Un Beniso e 1,49 lei. Un Bueno obișnuit e 2,15 lei. Bellona vine la pachet de multe. De 7. Ceea ce înseamnă că două ar costa 6 împărțit la 7 ori 2. 1,71 lei ar veni echivalentul la 2 Bellona. Am văzut exterioarele cum arată. Asta e clar Bueno. Dar asta ce e? Vom afla. Haideți să ne uităm la ele în interior. Le compar pe astea două, ca astea singurele două care pot fi comparate. 2 ori clasic arată un pic mai urățel asta. E un pic mai plat așa pare. Niște alune acolo jos. Un nume cu B. Ambalajul e altă culoare. Bueno în interior arată cum știți voi că arată. Un Bueno. E un Bueno. Ar trebui să-l scoți din asta? Probabil. E un Bueno. Un Beniso, în schimb, e cam urât să-l mânca la mamă. Arată cam așa. Beniso n-are din aia să rupi. Nu-mi place. Nu-mi place. Beniso arată cam așa. E un pic mai plătuț decât ar fi un Bueno. Sau mi se pare mie? Cred că mi se pare mie. Deci avem Bueno. E un pic mai închis la culoare. Acesta este Beniso. Pe spate arată mult mai urâțel ăsta Beniso. Este o napolitană lungă față de napolitane individuale cum e la Bueno. Și din nou mi s-a topit foarte tare Beniso în mână. Față de Bueno care nu s-a topit. Deci Bueno face ceva bine, de aia 40 de bani în plus. Mi-am pierdut șervețele, de unde sunt șervețele. Bellona sunt ambalate individual și e un pic diferit. Acesta e un Bellona, are 3 în loc de 4 și un pic piramidal așa. Comparativ cu Bueno arată așa. Haideți să începem cu Bueno. M-am mușcat. Bueno e foarte bun. Hai să vedem Beniso. Very, very underwhelming. Are un gust așa... lămâios, aș zice, un pic. N-are lămâie. I don't know why. E un pic fructos, așa. Un pic spre lămâie. S-a pus o esență de lămâie la un moment dat în compoziție. Așa are gust. Miles away from Bueno. Bueno, din nou, foarte bun. Bellona. Bellona e mult mai aproape ca gust. Which is weird to me. Că gen, clar Beniso copiază Bueno. Deci de ce e Bellona atât de bun? De ce n-au folosit compoziția de la Bellona în Beniso? E bun, dar nu e Bueno good. Deci Beniso e miles away. E miles away, e alt gust în totalitate. Dar dacă ar fi să fie Bueno 10, Beniso ar avea 3. Bellona e bun, dar nu e mult mai bun decât Bueno. Și nici nu e bun cât să justifice prețul. 44 de bani e diferența între Bellona și Bueno. 44 de bani pe care eu aleg să-i dau. Eu aleg să-i dau că nu merită diferența de preț. Bueno e clar mai bun decât Bellona. Dacă Bueno ar fi 10, Beniso 3, Bellona 8. Nu merită să salvezi 41 de bani
ca să îmi cumpăr un Bellona față de un Bueno. Niciodată. Dau ea 40 de bani, arunc cu 40 de bani să mănânc un Bellona și să mă simt bine. Dacă era 1,20 lei Bellona, 100% Bellona, 100% Bellona. Dar fiind atât de aproape ca preț, 1,71 lei față de 2,15, 44 de bani, băi, îi dau, luați 44 de bani, dați-mi un Bueno. Și cu sărăcia asta. Name brands au fost mai bune, per total, dar, surprinzător, au fost chestii bune la Lidl. Și, din nou, bune pentru prețul lor. Și asta considerăm în comparație. Pentru că, sigur, e mult mai bun un produs de 10 lei, dar dacă le iau cu 2 lei de la Lidl și e slightly worse, why would I take the 10 lei Prada? E bazat și Lidl. Dar eu arunc cu banii pentru plăcerea mea și îmi cumpăr Bueno. Cam ăsta a fost primul episod, prima ediție din seria Lidl vs. The World. Astăzi a câștigat lumea. Să vedem și data viitoare. Dacă aveți orice sugestii la un produs de la Lidl pe care poate eu l-am ratat sau poate nu știu de el, care copiază un name brand, vă rog să mi le dați, vă rog să mi le lăsați în comentarii. Vă rog, dacă vreți, na, desigur, să dați un subscribe, un like din astea și vă pup. La revedere. Hai pe Twitch, cum a zis Muna. Cat aici.